Vineri, 15 ianuarie, în jurul orei 22, în timp ce își conducea prietena acasă, DJ-ul vâlcean Vlad Odangiu a fost urmărit, apoi înconjurat de 10 indivizi necunoscuți în plină stradă, într-o zonă slab iluminată din Râmnic. Potrivit DJ-ului, fără niciun motiv, unul dintre aceștia l-a lovit cu piciorul în piept și în gât până s-a prăbușit. Tânăra cu care se afla a fost și ea îmbrâncită. Motivul loviturilor este unul revoltător. Eu simteam cum urmărește cineva, dar am zis că mi se pare mie la un moment dat. Tot mi se părea că aleargă oamenii în spate și așa. Și la un moment dat am intrat pe strada Regina Maria, undeva în jurul orei 10, iar acolo, când se ies dintre blocuri, au venit trei băieți din față și când m-am întors erau 7 în spate. M-am speriat, n-am știut efectiv ce să fac și de unde până unde, iar unul dintre ei a venit și mi-a zis că l-am întrebat ce are cu mine și mi-a zis că el are ceva personal, că nu mă suportă și că de-aia vrea să mă bate și că nu plec de acolo până nu mă bate. În timp ce unul dintre indivizi îl lovea pe Vlad Odangiu, ceilalți râdeau și îl batjocoreau. Potrivit victimei, cei 10 tineri au vârste cuprinse între 16 și 17 ani și este foarte posibil să fie hateri din mediul online. Problema a fost că, fiind având atât de mulți urmăritori, mereu a fost chestia cu hate-ul, cu amenințările, dar niciodată nu s-a ajuns la nivelul ăsta să se întâmple așa ceva. Tânărul DJ a făcut o plângere la poliție și așteaptă ca cei 10 indivizi să fie identificați ca să plătească pentru fapta lor. În acest sfârșit de săptămână a fost primită o sesizare din partea unui tânăr care reclamă că a fost agresat în timp ce se afla pe o stradă din municipiu, agresat fizic. În cauza a fost întocmit un dosar penal, din ce am înțeles, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, în care se efectuează cercetări de către polițiștii municipiului Râmnicu-Vâlcea, urmând a fi propusă soluție procedurală prin parchetul de pe lângă judecătoria Râmnicu-Vâlcea. Psihologii sunt de părere că fenomenul atacurilor din mediul online este în plină expansiune, iar ceea ce devine și mai îngrijorător este faptul că aceste atitudini negative se manifestă tot mai violent și în viața reală, asta din cauza frustrărilor acumulate în rândul tinerilor care nu reușesc să se afirme într-un fel sau altul. Observăm că tot mai mult tinerii se mută în modul online, vorbim de partea virtuală, căutând recunoaștere, afirmare, valorizare. Ori formatorii de opinie din mediul online sunt de fapt acești, până la urmă sunt tot tineri, tineri DJ, VJ și așa mai departe. Pe de altă parte, există alte persoane care doresc să capteze atenția publicului tânăr, nu reușesc să facă acest lucru, să reușesc într-o mai mică măsură decât cei consacrați, să le spunem așa, și de aici se naște o rivalitate, să spunem așa, care duce la astfel de evenimente. Psihologii le recomandă tinerilor ca prezența în mediul online să fie una moderată și să nu stârnească reacții exagerate. Să fie echilibrați în mediul online, să nu dea naștere la tot felul de interpretări, să nu afișeze sau să manifeste un ego dilatat, să arate opulență și în mediul online, să arate, ca să spun așa, ego ăsta dilatat, care duce la invidie, la sentimente din partea altor persoane din același mediu cu ei, care activează practic în același mediu.